2020 este un an greu pentru domeniul agricol, fie că vorbim de legumicultură sau de sectorul zootehnic. Pentru a-și recupera din pierderile înregistrate, fermierii afectați de criza COVID-19 pot solicita fonduri europene. Reamintim fermierilor că au fost lansate schemele aferente măsurii 21, iar data limită de depunere a acestor cereri pentru măsura 21 este 23 octombrie. Până la această dată, la APIA Centrul Județean Olt, au fost depuse un număr de 3090 de cereri. Prezent la o întâlnire cu legumicultorii olteni, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, a confirmat faptul că în cadrul măsurii au existat unele erori, dar care s-au remediat. Pe măsura 21, ajutor specific pe COVID, avem o alocare de 150 de milioane de euro și legumicultura beneficiază de măsurile respective. Sigur că au fost niște deficiențe unde mi-asum și eu că au fost omise două coduri la industrializare, dar care ulterior cu Comisia Europeană am reușit să le reintroducem. Totodată, el a venit cu explicații în ceea ce privește condițiile de eligibilitate pentru această măsură. De la 0,03 hectare, deci de la 300 de metri pătrați, așa cum avem în schema de sprijin cuplat la APIA, sigur că suprafața totală să fie de 1 hectar, dar acolo unde avem numai legumicultori, unde au depus cerere de sprijin cuplat, se ia în calcul faptul că el este fermier activ pentru că a depus o cerere de sprijin în anul anterior sau în anul curent. Emil Dumitru a mai spus că toți fermierii care vor fi declarați eligibili vor beneficia de sprijin financiar, infirmând zvonurile că plata se va face după regula primul venit, primul servit. Ceea ce nu a comunicat însă este modul în care se va face departajarea la plată în cazul în care sumele cerute depășesc plafonul alocat.